Bun găsit, dragi prieteni, la Fair Play. Eu sunt Daniel Vataman. În cadrul ediției din această săptămână a emisiunii vom vorbi despre dans sportiv. Alături de mine în studio se află trei reprezentanți ai clubului Bucovina Dance Studio Suceava. Este vorba despre antrenorul Vlad Palamariu și proaspeții campionii naționali Maia Anton și Justin Homiuc. Homiuc, așa. Bine ați venit la noi. Bine am găsit. Mulțumim frumos pentru invitație. Cu mare drag, vă mulțumesc și eu pentru prezență. Haideți să vedem de unde a început această poveste frumoasă a clubului și a voastră, bineînțeles. Clubul, Vlad, vorbeam și înainte emisiunii, te știu de când erai, cred că, cam actualitate sportivă, așa. Cam de vârsta lor. Deci tu ca sportiv, iată, a trecut timpul, acum ai trecut pe partea cealaltă. Exact. Ca antrenor sau instructor? Antrenor. Care instructor, la vârsta de 16 ani am dat examen de instructor, după care, după terminarea liceului, am avut posibilitatea să aplic la școala post-liceară de la Reghin de antrenor, în urma căreia am primit licența de antrenor și arbitru mai apoi. Da, deci e cu licență aici. Da, exact. Se poate și fără licență așa? Nu, se poate fără licență și mai ales la arbitrii, odată la 2 ani de zile poți avansa în grad, susținând din nou niște examene, făcând niște arbitraje în paralel, totul este supervizat și așa mi se pare cel mai corect. Deci ești și arbitru? Da, până la clasa valorică D. Da. Acest club, Bucovina Dance Studio, înțeleg că are deja o vechime de 10 ani. Da, împreună cu colega noastră, Alexandra Ungureanu. Ea a fost cea care a pus bazele acestui club. Noi, pe atunci, eu și fratele meu, fiind în 2013, având cam 18 ani, cred că eu, era înaintea bacului, și fratele meu cu 2 ani mai mic. Și după ce am terminat cu bine și cu bacalaureatul, am continuat full pe latura asta. Am renunțat la dans de competiție în totalitate și am continuat doar cu antrenoriatul. Aveți un președinte acolo sau sunteți? Alexandra e președinte, înțeles. Eu sunt vicepreședinte. Da. Sunt mulți copii în momentul de față? Să știți că numărul copiilor, mai ales după pandemie, cu toate că am încercat cu grupele cele de performanță să ne vedem aproape zilnic, chiar și în pandemie, în mediul online, prin diferite aplicații, dar numărul a mai scăzut. Și am avut mare noroc, de ce să nu zic asta, pentru că la toate cele trei locații unde avem săli închiriate, proprietarii ne-au încurajat să continuăm prin scăparea de costurile ce țin de închiriatul sălii pe timpul pandemiei. Deci asta a fost marele nostru noroc pentru că am putut rezista. Și sunt perioade de receli în care dintr-o grupă de 15 copii, prin 3-4, nu ai cum închide grupa pentru că asta e, copiii o să se facă și bine. Dar sunt undeva în jur de 100 de sportivi la toate cele patru locații pe care le avem în Suceava. Mai de mult știu că era problema cu băieții, fete nu prea aveau parteneri. La fel și acum. Sunt fete care fac dans de performanță, să zicem, de 2, 3, 4 ani de zile și așteaptă cu nerăbdare încă să se apuce de dans un băiat ca să-l copteze. Da, aceeași problemă. Da, și ea un trecut foarte tumultos. Mai a început dansul la 4 ani de zile, am impresia, la prima locație la care am predat. Justin, în schimb, la 6 ani. Și ei fac pereche de un an și ceva de zile. Perechea, cine o decide? Antrenorul sau voi vă alegeți partenerul? Antrenorul, dar și ei trebuie să aibă o anumită chimie. Exact, nu? O anumită chimie. Am înțeles. Maia, bun, ai început la 4 ani, înțeleg, erai destul de mică, nu cred că ai mai practicat alt sport înainte sau în același timp, nu știu. Ceva, un not sau ceva. Am practicat not în același timp când făceam și dans. Dar ce te-a atras la dans? Păi, practic, mama mea m-a dus prima dată la 3 ani, nu mi-a plăcut. Am mai rămas un an
Și după, la 4 ani, mi-am dat seama cum e. Nu mă așteptam să ajungem la un nivel așa de înalt, dar... E, sunt momente când vă plictisiți, așa că deja sunt mulți ani de când faceți dans și, nu știu, bănuiesc că orice copil la un moment dat, sincer, repetând un lucru, ajunge așa să... Da, până acum eu nu m-am plictisit niciodată. Mi-a plăcut mereu să dansez și am dansat din plăcere și la concursuri și la antrenamente. Chiar dacă avem foarte multe, asta nu mă distrage. Da, presupun că ai și multe costumații frumoase, nu? Mai ales pentru fetița asta, cred că... Da, le schimbăm foarte repede. Foarte repede. Da. Ai încercat să convingi și colegi de școală, prietene, vecine să vină? Ți-ai făcut acolo? Am avut o tentativă. O prietenă foarte bună. Stă în bloc cu mine. A mers prima dată. Nu era genul de fată care... Dar... Sincer, e treaba lor. Da, înțeles. Oricum, presupun că în timp te-ai împrietenit cu colegii de acolo, de la club, nu? V-ați da, acolo, foarte repede. Da. Justin, tu ai mai practicat un sport? Da, am practicat fotbalul. Și nu ți-a plăcut? Sau? Ba da, mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat chiar am vrut să rămân pe fotbal. Dar am văzut că am ajuns la dans, la un nivel care chiar era greu de ajuns și am ales dansul. Dar nu puteai să faci și una și alta? Nu. Intervenea și școala și era cam greu. Dar cum, așa, comparând antrenamentele de la fotbal cu cele de la dans, care sunt mai grele? În ultima perioadă, cele de la dans sunt mai grele decât cele de la fotbal. Da, cum spuneam mai înainte, băieții mai slăbuți așa cu dansul. Da. Ai încercat să-ți aduci prieteni, ceva? Da, să... de la școală, dar am spus că dansul nu este pentru băieți, mai mult, este mai feminin. Te vezi așa făcând dans până târziu? Până... Da. Și noi sperăm. Este o vârstă la care se poate spune că ajungi la maturitate în dans? Depinde, bineînțeles, categoria adulți, la 19 ani în sus până la 34, acolo se zice și e aproape sigur că ajungi la maturitate, de asta și cu calificările la campionatele mondiale și europene. Ei chiar dacă au câștigat competiția la 12-13 ani și au luat locul 2 la standard, la secțiunea standard, că sunt două secțiuni, la europene și la mondiale te califici începând cu vârsta de 14-15 ani, de la următoarea clasă de vârstă, deoarece se spune că categoria 12-13 ani nu este chiar atât de matură pentru a reprezenta țara la astfel de competiții. În schimb, generațiile au evoluat foarte mult, adică comparându-mă cu mine sau fratele meu care, bine, unul la mână am început dansul la 11 ani, destul de târziu, dar la nivelul lor, poate ca dans, am ajuns undeva la 18 ani și au de-abia mai 11 ani și Justi 12. Cam asta e diferența de evoluția generațiilor. Tendința la nivel internațional, să zic așa, e să înceapă copiii cât mai devreme, pentru că în multe sporturi cam de pe la 6 ani. Da, depinde de țară. Sunt țări precum Italia, care la ei nu au categorii de... La noi dansul începe de la 4-7 ani de zile, prima categorie ca și vârstă. Cei din Italia nici la 12-13 ani nu prea au, de la 14-15 ani. Și e o altă structură a dezvoltării dansului acolo. Nu se încep cu coreografii simple și cu cât avansezi în clasa valorică să apară mișcări mai dificile, ca să zic așa. La ei se încep cu mișcările dificile și probabil și de asta competițiile încep undeva la 14 ani de zile, 14-15 ani, după care coreografiile se tot dezvoltă și se îmbunătățesc. Există riscul de saturație la un moment dat, când încep de foarte mic? Da, bineînțeles. Și eu am avut
pe la 14 ani, cred că am avut un prag. Da, cam acolo am înțeles, să, da, în general, în sport, când termin școala, da, generală, da, când acolo, da, acolo se mai schimbă prioritățile. Exact, exact. De multe ori, mulți antrenori iau de la 14 ani sportivi de la zero. Exact. Și au crescut pe alții. Cu toate că la noi, în sport, la 14 ani, e foarte greu să te apuci de dans. Adică sunt 1-2 cazuri în lumea asta de campioni la care s-au apucat la 14-15 ani, dar în rest nu. Cu toate că la vârsta lor sunt copii care se lasă de tot. La 12-13 ani erau sportivi buni de prin țară și chiar înaintea campionatului au fost două exemple de copii care pur și simplu au renunțat. Au renunțat și erau, se luptau acolo pentru locul 1-2. E vorba de foarte multe antrenamente la ei. Adică dacă în timpul săptămânii de luni până vineri se antrenează 4 zile la Suceava, în weekend pleacă la Iași, la Piatra Neamț, la Sibiu, în diferite campuri cu diferiți arbitri din străinătate, antrenori din străinătate, cu diferiți antrenori din România, cu mai multă experiență decât noi. Și mai apoi timp. Da, exact, în fiecare weekend aproape. Asta vreau să întreb, pentru că vreau să întreb cum le mențineți așa interesul și pasiunea, pentru că mă așteptam să spuneți că sunt foarte rare turneile sau aceste competiții și atunci... Competiții sunt săptămânal. Deci sunt da, săptămânal. Bani să fie să poți exact, participa. Exact, doar că ăsta e cel mai greu lucru. Partea asta financiară, nu știu, încercăm să ajutăm, încercăm să căutăm sponsorizări, pentru că nu e ușor. Costurile ajung undeva la, nu știu, 1000 și ceva de euro de copil pe lună, dacă nu mai mult. În condiții în care un abonament la sală la noi e 120 de lei. Dar sunt multe antrenamente extra ca să poți să fii acolo. Federația sprijină în un fel? Singurele lucruri pe care le sponsorizează sunt perechile care reprezintă România la campionatele astea mondiale și europene, în schimb, începând cu vârsta de 14-15 ani. Da. Până atunci, orice deplasare în afară, orice participare în afară, orice participare în țară, orice organizare de competiție națională, cum organizăm noi, este susținută de către club, de către părinți, de către sponsori. Campionatele naționale, Cupa României și câteva concursuri internaționale organizate în România sunt susținute și de federația noastră. Da, e clar că părinții, cum se întâmplă în fiecare sport, cam duc greul. Da. Mi se pare foarte mult 1500 de euro, cred că depășit și e mai scump decât tenisul, care e celebru. Da. Sport. Vorbeam de ținută, de costumație. E cel mai scump, să zic așa, element din... Nu neapărat, făcând acum o... Bună, mai ați spunea că foarte des le schimbă și... O rochiță, ultima rochiță, câtea? Cea de Latino. De Latino, sincer, nu. Standard? Eu nu știu cu banii. Undeva la 2000 de lei, 3000 de lei, oricum ajunge. Dar cum procedați? Alegeți voi? Aveți un catalog? Sau cine alege? De obicei, eu... apelez la o antrenoare de la Iași, îmi face modelul, mergem la... Avem acolo o doamnă care ne face costumații și ne le face. Eu trebuie să stau o zi întreagă acolo ca să mi le facă pe mine. E foarte dificil să faci la distanță. Și mi-a măsurători, după aia iar coase, iar face. E greu, doar că... Ca să iasă așa frumos, merită. Da, sunt spectaculoase. Da. Ținute și... Da, ce spun prietenii așa când te văd? Probabil pui fotografii. Cum spuneam, orice fetiță își dorește așa să fie o prințesă. Și cred că ai o colecție deja, nu? Doar le păstrezi. Nu am foarte multe. Nu? Dar ce ai? Pentru că am trecut în 12-13 de-abia acum un an și am 5 costumații. Ele se vând. Se vând la ca să mai jumătate de preț. Pic, la, da.
Da. Bun, acum ca și țin, ca și aspect fizic și seamănă copiii, că da, am observat un standard la dans, exact. Toți băieții sunt supli, sunt cei mai, poate la înălțime mai fel. Exact, exact. Da, presupun că e ușor așa să găsiți, să le mai vindeți între voi. Da, Justin, la tine e mai ușor, nu? Că nu e costum prea complicat. Ai mai multe? Nu, cam tot atâtea. Cam câte are și ea. Da. Vorbeam despre ultimul și cel mai mare succes pentru dansul sportiv din Suceava, titlul de campion pe care l-ați obținut la campionatul național. Să intrăm un pic în detaliu. O competiție desfășurată, un eveniment desfășurat la Oradea, în sala polivalentă. Da. Cred că anul trecut a fost inaugurat. Da, și am văzut peste imagini splendid totul. Exact. Și foarte multe aprecieri pentru organizatori, deci am văzut în comentarii. Cum a simțit de acolo? Foarte, foarte bine organizată competiția, extraordinar de bine, organizată pe 3 zile. Ne-a bucurat faptul că am aflat că cei din Oradea care au construit acea sală o vor construi și pe cea din Suceava. Tot ei au câștigat acea licitație, din câte eu știu. E o firmă din Bistrița. Din Bistrița? Am impresia că... Constructorul. Da, exact, exact. Dar la fel, da, am văzut același proiect, proiect cu o mică sală de basket lipită de cea polivalentă, cea mare. Nu știu câte locuri, cred că totuși cea din Oradea ar avea mai 3.000 de locuri. Nu știu exact, Dar au avut fiecare competiție după gradul ei de organizare, ar fi competiții zonale, naționale, ranking, cum le facem noi acum. Și cele international, cum a fost și campionatul ăsta de la Oradea, necesită un anumit număr de locuri în sală, știți? Pentru a noastră, cea pe care o facem acum, Suceava, ne-ar trebui 500 de scaune, 500 de locuri. Cu siguranță nu le avem, însă vom mai aduce câteva scene, vom face tribune din acele scene, vom pune scaune. Da, extraordinar de bine organizată acea competiție la Oradea. Și asta în condițiile care înțeleg că au fost aproximativ 1000 de participanți. 500 de perechi, da. 500 de perechi și na, mai pui și părinți și prieteni și poate simpli spectatori și arbitrii. Cum ați... Pentru voi cum a fost cel mai frumos concurs? Păi, știu că v-am mai găsit prin presă, ați mai obținut și în trecut medalii, ați mai fost la concursuri. Dar a fost acest concurs de la Oradea cel mai frumos în care ați participat? Așa cum v-ați simțit acolo? După mine a fost... Da, a fost cel mai frumos. Ce? Foarte mulți oameni. Era foarte frumos. Da. Noi ne-am simțit foarte bine pe ring. N-ați avut emoții? Aveți emoții sau nu mai? Când dansăm, eu cel puțin încerc să le scot afară, să transmit spectatorilor ceva. Și da. Dar nu știu cum e. Aveți emoții noaptea dinaintea concursului sau când știți că... Da, înainte da, avem. Dar când intrăm pe ring, uităm de totul. Sunteți doar voi doi, nu? Da. Nu știu exact cum se procedează. Vorbiți în timpul dansului? Vă mai spuneți ceva? Sau... Nu, asta e exclus. Exclus, nu? Cum e, conduce băiatul, știu ambii ce să facă tot. În mod normal, da. Există improvizații la acest... La nivelul lor deja începe să... ca nivel valoric începe să fie și puțină improvizație. Dar, bineînțeles, coreografiile sunt unice pentru fiecare pereche. Sunt lucrate la sală fiecare mișcare în parte din coreografie, ca și cel care conduce e tot timpul băiatul, pentru că el trebuie să dea un semnal fetei, ea reacționează sau nu, de obicei reacționează, dar vorbind de faptul că improvizează, da, Maia, o mare calitate a ei este că pe lângă lucrurile pe care le învață de la antrenoarele de sex feminin, de exemplu, ea are și nu știu, harul ăsta de a pune ceva aici de la ea și iese, da, iese bine.
Da, și concursul ăsta a fost o mare surpriză și pentru noi ca antrenori, adică nimeni nu se aștepta după cum au evoluat ei ca și pereche și făcând o comparație cu celelalte perechi din țară, pentru că fiecare își mai postează câte un clip, adică e imposibil să nu aflăm cam ce face fiecare. Speram să fim în finală, adică în primele 7 perechi din țară, dar surpriza a fost foarte mare. Gândiți-vă că cei care au luat locul 3 și 4 sunt copii care la vârsta de 10-11 ani au câștigat competiții în Germania, cea mai tare competiție de dans sportiv la nivelul ăsta, anuală. Au fost perechi care au câștigat o grămadă de competiții internaționale. Voi vă cunoașteți așa între voi? Deci ați început să vă întâlniți tot cu aceleași perechi? Da, concursuri. De obicei, da. Doar că acum au venit cei din 10-11 și... Da. Vă mai certați între voi așa? Dacă nu vă iese ceva sau... Nu prea. Sunteți prieteni și în afara sălii, să zic așa, mergeți la zile de naștere? Da. Contează mult, presupun, această apropiere, nu doar pe ring și la antrenamente. Și sunt foarte rare perechile astea. De la antrenamente pornesc multe, multe tipuri de certuri. La fiecare pereche există lucrurile astea. Am avut și la începutul colaborării o astfel de perioadă, dar mulțumim Dumnezeu, în ultima perioadă chiar bine. Adică sunt ca doi frați, se înțeleg extraordinar de bine. Fiecare dintre ei au frați sau surori mai mari decât ei și poate și lucrul ăsta i-a unit foarte mult. Da, ies împreună, părinții ies. E foarte important. E foarte important, dincolo de talent, dincolo de muncă, relația dintre parteneri. Tot așa pe parte tehnică, să zic, spuneați despre coreografie. Coreografia se schimbă constant sau doar se îmbunătățește? De la vârsta de 10-11 ani față de coreografia de la 12-13 e total diferită. Acum de la 12-13 în sus, pentru că erau mișcări, le spune regulamentul, mișcări de basic, și de la 12-13 ani ai voie să faci coreografia doar de mișcări din open, cele mai dificile. Acum de la 12-13 ani coreografia a fost schimbată în totalitate față de 10-11 ani. De acum înainte însă se pot schimba doar câteva bucăți de coreografie într-o parte, în altă, o latură lungă, o latură scurtă a coreografiei. Bineînțeles că coreografia de 12-13 ani pe care o au acum o să difere de cea de 14-15 ani, poate de cea de peste 3 ani de zile sau de cea la 16-18 ani. Dar în următorii 2 ani doar puțin o să se schimbe aici colo cu alte mișcări care să-i avantajeze, pentru că coreografiile bune ar trebui făcute pe calitățile fiecăruia, pe, nu știu, viteză, cum el, pentru 12-13 ani amândoi, au fost una dintre cele mai scunde perechi, cele mai mici de înălțime, ceea ce înseamnă că au foarte bună viteză față de alții mult mai înalți, elasticitate, forță, putere, în funcție de calitățile astea se concepe și coreografia. Da, chiar vreau să întreb, cine concepe? Concepeți împreună coreografia sau cum e? La vârsta lor, antrenorii și preluăm și de la cupluri care au câștigat probabil alte concursuri internaționale la vârsta lor, la 12-13 ani. Dar de la 16-18 în sus, un mare aport îl au și sportivii, pentru că contează foarte mult și ce simt ei, pentru că noi degeaba le cerem să facă ceva dacă ei nu sunt... Se aseamănă oarecum cu gimnastica, cum se fluctuează, cu gradul de dificultate, cu execuția? Din punctul ăsta de vedere, nu. Sunt, de exemplu, ei au avut 15 arbitri pe marginea ringului din diferite țări, pentru că de asta au fost aduși, pentru o cât mai corectă transparență. Și fiecare, bineînțeles, a punctat ce a vrut el. Clar, tehnica este foarte importantă, partea artistică,
până și costumațiile încep să conteze de la... Asta am zis, că ținuta, dar nu am înțeles la ce se referă ținuta. Ținuta pe care o au pe ei. Da, ținuta pe care o au pe ei. Bun, și atitudinea, nu? Se observă atitudinea. Atitudinea, da, clar. Contează foarte mult. De la... Mai departe, la concursurile internaționale, s-a introdus un alt sistem de notare, unde până în finală, am impresia, și în semifinale, fiecare arbitru din cei de pe margine notează, unul notează doar tehnica fiecărei perechi, unul partea artistică, unul ținuta, unul expresivitatea și... Da. La vârsta asta nu e vorba nu, de machiaj sau de... Nu, nici nu au voie, de la 14-15 ani în sus. Da, pentru că la senior, să zic așa, da, și toții... Da. Da, exact. Nu mai seamănă niciunul cum e el în realitate. Da, și o să-i aștepte o perioadă destul de aglomerată și pe noi și sperăm... oricum nu cred că o să ajungă la gradul de saturație sau de plictiseală pentru că nu au timp să facă lucrul ăsta. Și încă mai sunt provocări în față, da. Dat avem acest succes, sunteți campion național. Se confirmă, practic. Nu aveți nevoie de o confirmare din când în când că sunteți pe drumul cel bun. Mai aveți timp de altceva, așa? Nu știu. Încercați să uitați total de dans în anumite momente, să faceți cu totul altceva când sunteți? După câteva competiții, da. Chiar avem nevoie de un moment ca să ne... Bine, presupun că nu mergeți la pescuit sau nu. La vârsta asta, dar ce faceți când nu dansați? Școala, logic, e primul loc. Afară ne mai jucăm câteodată pe calculatoare, normal, și jocuri de societate. Da. Nu știu dacă, nu cred că ați spus la ce școală sunteți? Școala gimnazială numărul 3. Eu sunt la școala gimnazială numărul 10. Și ați ajuns așa să vă cunoască profesor? Bine, profesor, presupun că vă știu deja cu ce vă ocupați, dar așa, între copii, vă cunosc ceilalți din școală? Pe mine toți profesorii m-au felicitat, au înțeles că am fost la o competiție și m-au învoit, m-au felicitat, a fost frumos. Da, asta vreau să întreb, dacă vă înțeleg pasiunea și dacă mai... vă permit așa să lipsiți uneori. Da. E dificil. Facem adeverință din partea clubului, cum că participă, pentru că multe dintre seminarii sunt și în timpul săptămânii, mai ales cele organizate în orașe precum Sibiu, Timișoara și așa mai departe, și trebuie învoiți de la școală și vă dați seama că le rușine și lor să duc adeverința la școală și mie să o scriu, dar nu avem ce face, adică sunt foarte îngăduitori pentru... Și ei sunt copii foarte buni și la școală și probabil și lucrul ăsta îi ajută. Îi ajută și tot timpul. Am încurajat toți copiii care au făcut sport de performanță, nu știu, să învețe și puțină matematică și puțină fizică. La rândul meu și eu am făcut la generală 3, după care la Petru Rare și la Mate Info engleză. Și simțim că lucrurile astea ne-au ajutat, chiar dacă ne-a fost greu. Țin minte, eu înainte de bacaloreat am luat o pauză de vreo 2 luni de la dansuri. Pe atunci dansam cu o parteneră din Iași, dar începusem să predau și în Suceava. Și după pauza asta, bine, mi-a prins foarte bine pentru bacalaureat, dar a trebuit să aleg dacă continui să dansez sau să predau. Și din frica faptului că poate ar veni în timpul ăsta altcineva în Suceava să predea cât eu sunt la o facultate, nu știu, în Iași sau în București sau... Am ales să continui aici cu dansul, am continuat cu universitatea, bineînțeles, la Suceava și cred că am făcut alegerea bună. Cu toate că fratele meu, care e mai mic cu 2 ani decât mine, el a plecat la Academia de Poliție, a făcut la București și s-a desprins de dans complet. Bun, tot este alături de tine. Este, da, la competiții, la... Da, vă dați seama că asta nu o să dispare niciodată ca un virus. Da, acum spuneați că ne-am lămurit ce costuri mari sunt, se și câștigă bine deloc. Din acest sport? Deloc. Nici deloc. Ca antrenor, nici ca sportiv? Ca antrenor depinde de numărul sportiv pe care l-ai în sală, clar.
și depinde de costul abonamentului. Adică noi în Suceava cu 120 de lei pe 8 lecții avem prețurile aproape cele mai mici din țară, în condițiile în care, nu știu, la Academia Mihai Petre sau în alte orașe din țară trec abonamentele de 300 de lei, adică mai mult decât dublu, cu același număr de, da, de ore. Sunteți obligați să trăiți? Și, da, da. Și, exact, exact. Mai plătiți și chirie? Sau da, avem 3 săli de chirie. Suntem angajați ca antrenori pe club, cărți de muncă, bineînțeles. Da. Noi nu avem salarii fixe pentru că, nu. Și ei, ca și sportivi, nu o să câștige nimic din competiții până la vârsta de 16-18 ani. Cam atunci o să înceapă la cele internaționale să câștige, nu știu, 200-300 de euro, loc întâi. Mai bine nu, nu te întrebam. Că... da. Nu, nu. Cum îi motivați dacă... Nu știu, se motivează singuri, incredibil. Incredibil. Și având Federația Română de Sportiv, având un clasament care se actualizează aproape după fiecare concurs, ei știu exact pe ce, ca și număr de puncte, pentru că la fiecare competiție, după gradul ei valoric, la competițiile zonale primești un punct pentru fiecare pereche pe care o depășești, la cele naționale 2 puncte, la cele ranking, așa cum o să organizăm și noi la Suceava, 3 puncte pentru fiecare și la acumularea 180-200 de puncte, depinde de fiecare clasă valorică în parte și un număr de calificări în finală, treci la o clasă superioară. Ei, pentru vârsta lor, la 12-13 ani, ai voie maxim până la clasă B să ajungi, am impresia. Ei au puncte și pentru clasă A, cea la care vor trece automat de la anul, când va primi timp 14 ani. Și poți ajunge maxim până în clasă S la dans. Adică după A mai este S-ul și acolo zici că ești în... Da. Bun, înțeleg că în dansul propriu-zis, în dans sportiv propriu-zis nu există undeva la un moment dat să câștigi foarte mulți bani. Dar poate reprezenta un start într-o activitate complementar, să zic așa, în viitor. Mă gândesc la cele trupe pe care le vedem, coreografii, în televiziune, în spectacole, acolo se câștigă bine. Da, spuneați despre Mihai Petre. Da, da, da. Cam toate formațiile sau trupele de dansatori pe care le vedeți la Dansez pentru tine, la diferite emisiuni, da, sunt și dansatori sportivi, dar foarte multe trupe sunt bazate pe dansatori de dansuri moderne. Sunt singurele concursuri cum la care participă câte un dansator profesionist cu o vedetă, ei sunt în străinătate cele de genul cum au fost Dansez pentru tine, am impresia, în România. Și acolo, da, uitați, avem doi dansatori români care au dansat cu vedete din alte țări și au câștigat foarte bine acolo cât au fost 2-3 luni de zile cât a durat. Dar lucrul ăsta te face să renunți la partea de performanță. Dar bineînțeles, ceea ce îi ajută foarte mult pe ei, când ajunge antrenor, pe lângă antrenamentele de grup la care vin începători, sunt pe diferite niveluri, poți face cu pereche de performanță ore private. Prețul acelei ore depinde de performanțele pe care le-ai avut ca și dansator, depinde de perechile tale pe care, la ce nivel le aduci și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, noi cei din Suceava avem un preț foarte, foarte mic în comparație cu alte orașe, dar nu am avut performanțele lor. N-am fost niciodată, v-am zis, într-o finală de campionat. Lucrurile astea pentru ei o să-i ajute, toate participările internaționale, toate... Eu zic că o să le facă un anumit palmares și vor preda la alte prețuri față de noi. Bun, până la urmă nu banii înseamnă tot în viață și vorbim despre un sport de societate. Nu știu dacă, hai să mai spune, nu ce sport ar mai fi așa, voleiul sau care se
chiar sunt sportul de societate, te ajută în viața de zi cu zi. Și mai mult decât atât, este și o artă, de altfel. Am înțeles cam așa s-ar, s-ar situa dansul sportiv între, la limita, la granița între artă și, și sport. Pentru că, sigur, îți trebuie condiție fizică, dar și ceea ce, ce reușești pe ring e, se consideră artă, nu? Corect, corect. Începând cu anul trecut, dansul sportiv a fost recunoscut și ca sport olimpic. Primele două locuri la secțiunea adulți, dansuri latino și dansuri standard, au reprezentat România la Jocurile Olimpice anul trecut. Deci, federația e pe, o, pe un drum foarte, foarte bun și sperăm la cât mai multe facilități să aibă acești copii, că munca lor să fie direct proporțională cu, cu premiile și cu satisfacția pe care trebuie să o primească. Poate și mirajul unei participări la Jocurile Olimpice poate reprezenta și, și el o motivație. Exact, exact, exact. Lumea din Suceava dansează? Așa, în general? Dansează, mai... să știți că dansează și am primit o mulțime de cereri din partea adulților. Noi n-am mai lucrat cu, cu adulții de, din pandemie, dinaintea începerii pandemiei. Și nici nu vedem când am putea lucra, pentru că, așa cum ziceam și înaintea intrării în emisie, programul copiilor de la școală fiind foarte haotic, cel puțin dacă unul dintre partenerii învață dimineața și unul după masă, antrenamentele pentru performanță se fac de la ora 20 la 21.30 în fiecare seară. Și oricum, pe lângă faptul că eu unul nu ajung să văd copilul treaz nicio seară când ajung acasă, nu prea avem când să le... În schimb, sunt alte școli de dans în Suceava care se ocupă doar de partea asta a adulților. Este o școală de salsa, am înțeles că sunt niște instructori veniți din Iași pentru tango argentinian. Nu știu exact locația, dar primesc din partea părinților. Bine, cei care merg în fiecare weekend la concursuri și la antrenament copii, vă dați seama că nu le mai vine să mai danseze. Dar mulți alți părinți își doresc să danseze, multe perechi de miri, de miri pe care le-am avut noi și vor să continue să danseze. Dar pe asta vreau să zic, că știm cu toții, înainte anunții, miri obișnuiesc să ia câteva ședințe pentru a învăța o coreografie, dacă se poate spune așa, pentru primul dans. Cât de mare sau așa, măcar hai bun, voi nu vă ocupați, dar din ce știți, câți dintre suceveni, sau mă rog, ce procent fac dans pentru de stresare, pentru a înlătura stresul și câți fac doar așa direct interesați pentru dansul. Să știți că în ultimii ani de zile a crescut numărul celor care fac dans ca terapie în cuplu, ca socializare, mai ales cei care nu sunt într-o relație, pentru socializare, pentru... Dar se pune accent destul de mare și pe, și pe dansul, primul dans al mirilor. Au apărut un prieten al meu din Iași și a făcut o platformă pentru a învăța pe oameni să danseze dansul ăsta al mirilor online. Miri care lucrează în străinătate sau... Da. Da, a luat amploare foarte bine și îl felicit pe, pe, pe calea aceasta. Dar lumea vrea, lumea vrea să socializeze, să, să scape de stres. Și sunt într-o direcție bună. Eu mă uit la părinții mei care, nu știu, poate și din prisma faptului că tot timpul, v-am zis, weekend de weekend cu noi la competiții, weekend în fiecare săptămână la seminarele, așa, n-au mai avut cumva timp și ei să... Și chiar acum îi le spun, nu vreți să mergeți voi la o petrecere, să... Nu știu. Dar poate generația asta de părinți care vor veni din urmă vor pune, vor pune accent. Sunt în Cluj, sunt... Chiar la Cluj mă gândeam și eu, pentru că nu m-aș fi dus până în Spania, sau nu știu, în străinătate. Italia, dar inclusiv în Cluj, cred că într-o duminică eram acolo în parc central, și nu era un flash mob organizat.
senzația mea a fost că în fiecare duminică se întâmplă asta. Un casetofon și dansau oameni, dar oameni foarte eleganți, oameni trecuți de 50 de ani și dansau acolo într-un foișor. Exact. Știu și eu multe evenimente care se întâmplă în Cluj. Mulți prieteni de-ai mei care au plecat la facultate acolo și au rămas cu serviciul acolo, s-au apucat de dans. S-au apucat de dans la vârsta de 26, 27, 28 de ani și amotrici în liceu sau în școala gimnazială și cea primară, dar și erau colegi care ziceau că niciodată nu o să danseze, nu, ce zicea și Justin de colegii lor, că dansul nu e pentru băieți. Dar care e chestia asta cu urechea muzicală? Da, bine, se vede clar. Urechea muzicală, eu zic că trebuie descoperită și antrenată un pic de la vârsta lor. Sau noi avem pentru copiii care ne calcă pragul o mulțime de exerciții, de joculețe, diferite ritmuri muzicale, de la simple la mai complicate, ca să le descoperim și să le dezvoltăm ușor urechea muzicală. E bine, la colegii ăștia pe colegul pe care l-am pomenit mai înainte, se vedea că la 26 de ani n-a reușit să aibă urechea muzicală, dar îi plăcea ce făcea și cum dansa. Știți? Asta eu zic că trebuie antrenată, pentru că avem și o mulțime de perechi de miri la care unul dintre ei, poate și prin a asculta muzică, habar n-am, cu o ureche muzicală bună, bunicică, dar cel care vine pornit, că nici nu vrea să învețe, nici nu i-a dus cu forța la dansuri, se vede, dar, se vede că nici nu îl ajută urechea și poate și de asta e puțin constrâns. Vorbim despre performanțe și despre copii care calcă prag, presupun cum că vin ei singuri, nu? Adică află de voi și se înscriu. Sau mergeți și voi prin școli? Să-i mai căutați? Mergeam până înainte de pandemie, mergeam. După, nu cred că mai era chiar în regulă să intrăm prin clase și așa mai departe. Și toată promovarea pe care am făcut-o a fost în mediul online. Și lucrul ăsta, zic eu, că mergând într-o clasă cu 30 de copii și împărțind 30 de pliante, bănuiesc 2-3 din clasă, cu siguranță sunau să se înscrie. Aici... Dar căutați, ca asta, aici vreau să ajung, căutați anumite caracteristici fizice, să zic așa? Nu. Sau dansul e pentru oricine? E pentru oricine, eu vă zic că până în clasa 6-a, în clasa 6-a eu cântăream 60 kg, eram aproape obez, foarte scund și a fost, dansam, cu toate că nu era plăcut să mă vezi dansând, clar, dar am avut norocul că în vacanța dintre a 6-a spre a 7-a de vară m-am înălțat și atunci am început să slăbesc. Am slăbit, am fost bine cât am dansat, după ce m-am lăsat din dans, n-am mai fost așa de bine. După ce ai renunțat la cariera de performanță, așa, ai acuzat probleme, nu, la articulații, nu, la... Deloc. Eu unul nu, fratele meu ceva probleme cu spatele, dar le avea din ultima perioadă în care dansa. Eu nu știu, nu. Și stau în picioare multe ore pe zi, multe... Care ar fi cele mai frumoase lucruri pe care ți le-a oferit dansul sportiv? Bani, clar, înțeleg. Da. Dar sigur a compensat altele, nu? Da. Vă dați seama, prima mare bucurie a fost prima pereche de dansatori pe care am avut-o, cred că la vârsta de 18 ani și au câștigat un concurs de sală național la începător, la clasă hobby, și au urcat pe prima poziție și au fost niște trăiri foarte, foarte frumoase. Cu timpul, văzând copiii cum evoluează și cum se dezvoltă și eu ca antrenor sunt un tip mai permisiv, așa, nu, la mine nu prea există strictețe, nici eu n-am fost crescut în strictețe nemărginită și poate și lucrul ăsta că suntem apropiați ca și relația antrenor-elev le-a dat și copiilor, nu știu, o mai ușoară, o mai liberă dezvoltare și bineînțeles a doua emoție cea mai frumoasă trăită a fost acum când și a treia sper să fie la vreun mondial sau la vreun european. Sigur, bine, vorbim
Dar pe plan personal, să zic așa, presupun că ajută mult un băiat, un bărbat să știe să danseze, nu? Da, 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 la petreceri și... Tocmai. Deși acum nu mai, în ziua de azi, nu mai sunt acele discoteci, nu mai sunt, sau așa, dar... și nici la anunț sau cu mătrin nu se mai dansează, da. La... Dar, uitați, eu, soția nu se ocupă cu dansul, e complet în altă, pe altă latură, dar dansăm la petreceri. În schimb, fratele meu, el e nebunit după dans, adică dacă e el pe un ring și cântă o muzică latino sau așa, el și restul oamenilor. Și place așa să... Te ajută, dar te ajută. Și toată lumea când vezi că și bărbații și femeile încep să-l filmeze cum dansează și așa, îți dai seama că te-a ajutat dansul la ceva. Da. Da, da, depinde și de caracter. Că mai ales femeile, doamnele, domnișoarele sunt impresionate de un da. Băiat. Poate și pentru că sunt rari băieți care știu danseze bine, nu? Corect, corect. Da. Și la petrecerile astea de care vă ziceam, care se organizează pentru adulții care fac dans de plăcere. Sunt, este ca o regulă la noi în oraș, ca fetele să te invite la dans, fiind foarte, foarte multe fete și, nu știu, 5, 6, 10 băieți probabil la o petrecere, din ce-mi povestea fratele. Da, regula e ele să vină să te invite, pentru că, na, îți de câteva ori mai multe decât... Presupun că se și grăbesc. Probabil, probabil. Da. Exact, exact. Spune-le asta colegilor, știm. Da. Da. E plin de fete care așteaptă băieți acolo, nu? Dați seama. La da. Ce vă doriți? Știți deja agenda pe anul ăsta și aveți, ați făcut planuri. Ce vă doriți până la finalul anului? Finale la concursul din Germania, German Open. În august, nu în august. Deci să mergeți sigur acolo? Da, vă dați seama că... Și vor fi mulți sportivi? De acolo, la o categorie ca a lor, sunt undeva la 100 de perechi, doar la categoria lor. Să fim primii 6 e foarte dificil, dar o să aibă un program de antrenamente foarte, foarte aglomerat până atunci. Intră în cantonament așa? Loturile naționale. Duceți la munte acolo? Da. Sau la mare? Unde? Prin nisip? Nu, la mare nu. N-am fost niciodată la mare. De frică a mării în sine. Da. Dar la munte am fost. Acum de mult am fost în vacanța de schi. Am fost la Vatra Dornei și am stat 4-5 zile acolo. Și am i-am băgat pe copii în cantonament. Loturile naționale o să fie în iunie, unul și celălalt în iulie la Timișoara, probabil. Se făceau la Reghin până acum, dar s-au mutat. Dar sunt. În weekendul ăsta pleacă la Piatra Neamț, fiind un seminar cu un domn antrenor din Baia Mare, cel mai bun antrenor de dansuri standard din România. Și o să tot aibă antrenamente și concursi internaționale. Există concurență la antrenamente în cadrul clubului? Aveți colegi, alte echipe, care, alte perechi care să vă... Fiind... Să concurați sau concurați doar cu voi înșiși? Sunt, dar nu prea... Sunt 2, 3, 4 perechi cam în aceeași categorie. Da, sigur, am vorbit... De vârstă și valorică. Da, mai văzut ceva rezultate bune acum la competiție la Oradea și... Exact, exact. De asta întreb. Sunt. Noi încercăm să... Bine, și concurența să te ajută până într-un anumit punct. Dar trebuie să fie și... Na, dincolo de toate să rămână prieteni și... Da, nu v-am întrebat ce vă place mai mult, la latino, standard, unde vă simțiți mai bine? În ambele? Da, în ambele. Da. Și dacă vă uitați, sau bine, sunteți cam aici, v-ați uitat la filme, de astea sunt niște filme clasice despre dans și despre... Nu? Nu. Încă nu. Da, nu mai au timp. Poate să aibă. Da. Foarte pe scurt cu competiția pe care o organizați. Da. Vrem să vă invităm pe toți pe 1-2 aprilie la Sala Polivalentă din Dumbrăveni, la cea de-a 6-a ediție a concursului Bucovina de Cup, concurs ranking anul acesta, pentru că avem însă dat voie să facem acest rang al competiției.
din păcate, în zona noastră se anunță nu atât de multe perechi cum ca la Timișoara, Oradea, București, etc. Având în vedere că și în același weekend este concurs și la București, organizat de un club de acolo, ne așteptăm undeva la 400 de sportivi, să zicem, de sportivi, nu de perechi. Și sperăm o foarte, foarte bună desfășurare. Vreau să mulțumesc tuturor sponsorilor că doar așa am reușit să facem competiția asta să aibă o... să aibă o cursivitate și să o creștem de la an la an. Și sperăm noi că toți, și antrenorii, și oficialii, și sportivii din celelalte orașe să fie mulțumiți. Am pus în fiecare an foarte mult accent pe lucrurile astea, inclusiv pe premiile pe care le câștigă copiii, inclusiv și premii din partea sponsorilor, și cupe, și tot ce trebuie. Toată lumea vine cu drag la noi. Nu mai sperăm să vină mai multe perechi. Da, cu siguranță vor veni și mai mare drag și mai multe perechi în momentul în care vom avea o sală polivalentă. Sperăm și asta e drept. Cea care se anunță cu 5.000 de locuri, cu siguranță va permite să atrage și sponsori mai mari și cu siguranță un număr mai mare de sportivi. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, felicitări pentru tot ceea ce ați realizat și mult succes în viitor. Mulțumim! Mare drag, dragi prieteni, vă mulțumesc și eu pentru atenție. Fair Play a ajuns la final. Sunt Daniel Vatamanu, până săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!